Ideea centrală desprinsă din acest film este aceea că fiecare om, pușcăriaș sau nu, are în sufletul lui un ciop de bunătate, altruism și speranță. Urmează acum știrile din sport. Marți 28 iulie, Gloria Bistrița va face ultima repetiție cu public înainte de începerea campionatului. Bistrițenii vor juca împotriva divizionarei secunde Arieșul Turda. Meciul va avea loc pe stadionul municipal Gloria în nocturnă de la ora 21. Înaintea începerii partidei va fi prezentat lotul de jucători pentru sezonul competițional 2009-2010. ACF Gloria Bistrița îi invită pe suporteri să vină la stadion în număr cât mai mare pentru a-și încuraja favoriții înainte de startul ediției 2009-2010 a Ligii 1. Meciul cu Arieșul Turda va fi un preambul al primului joc oficial pe care Gloria îl va disputa la lumina reflectoarelor. Fotbaliștii bistrițenii vor întâlni în etapa a doua a Ligii 1 pe sportivii nou promovați Unirea Alba Iulia, partida urmând să aibă loc sâmbătă 8 august de la ora 21 pe stadionul municipal Gloria. Nu de puține ori întâlnim pe străzile orașului sau în piață vânzători ce ne îmbie să cumpărăm obiecte din lemn. Cotărci, coșuri, mături sau linguri. De puține ori cumpărăm și atunci când o facem, probabil că ne târguim la preț. Dar v-ați gândit vreodată cât este de lucru până o cioată din pădure ajunge un astfel de obiect? Urmăriți în reportajul zilei ce înseamnă confecționarea unei cotărci. La 3 km de Livezile, în satul Dumbrava, aproape toți localnicii lucrează cu lemnul. Se vede de pe mâinile lor bătătorite și aspre. Cea mai cunoscută în ale împletitului de cotărci este însă Raveca Mergeș, o femeie trecută de a doua tinerețe, care a făcut din această meserie un stil de viață. De la vârsta de 12 ani, de când a învățat să țină în mână cuțitul pentru finisarea lemnului, nici în ziua de azi nu l-a lăsat. Păi, noi am prins-o de la vârsta de 12-13 ani. Că dacă la mama, la tata, asta e pe meserie, asta am învățat-o și noi. Ce să și făcut? Înainte nu au fost lucrări, au fost foarte greu. Foarte greu, foarte greu, să știți. Foarte greu. Părinții noastre ce meserie au avut? Da, părinții mei, tata, săracul, a fost 6 ani de zile în Rusie. Mama a fost acasă cu 4-5 băieți, am fost... A fost grea viață, nu a fost ușoră, foarte grea. Tot aici, în Dumbrava, stăteați? Tot, numai mai la vale, pe ulița, cu unde stă fratele meu. Nu, așa, păi ei s-au s-o dat locul de casă. Noi ne-am luat loc de casă, că noi stau cu ei acolo, grămadă. Da. Noi stau grămadă acolo cu ei, zic că măi măritau, îi face băieți, pe cum așa au fost. Nu, că asta e viața, așa, asta, a lăsat-o bunul Dumnezeu. Și... Nu ne-am dat unii aici la oaltă, el s-a băgat la lucru când s-a făcut partidul în Bistrița. El a lucrat la partid până a ieșit fumul pe urmă. La ce partid? Partidul vechi. Da. De aici, de la Han, unde merge drept pe stradă, pe stânga. Partidul drept. Fugi. Asta cui? A, fișorul lui. Al nepot. Altul. Toată ziua aveți musafiri pe aici. El a lucrat acolo, șantier. Eu am lucrat acasă, cu băieți, băieți la școală, mereu în lusul Bârgăului. Foarte! Mereu, e 2 km. Când gătau de-a patra, mereu în Joseni, pe jos, supăraie și șisme, nu le mai plecat șisme din Joseni. Când erau alte încălții atunci. Nu că amu, vine că taxi cu cole, unii tabla să sus, să duc, amu-i domnie. Da. Dar înainte a fost greu, greu viață. Și pentru tineri și pentru... Crede-te! Merem până oraș în Bistrița, cu ele în spate, că noi lucrăm la coment, aici în Bistrița, la puțin de pădure. Unde. Le luăm în spate. Merem în spate, pornim de la două. Noaptea și merem până oraș. Și unde, unde aveați? În Pceaț. În Decebal, era Pceațul. Unii ferme, ușel a făcut unii acolo, în Decebal, acolo era Pceaț. Acolo stăm în piață. Era greu, de tot 5 lei era. Și câte puteați să duceți odată? Da, păi ducem câte 7-8. Păi ce să, n-aveai ce face, trebuie să le duci. Ca să spui că ai mâncare la băieți. Că până la el și cu nici ajungeai, că lucram șanter cu 300. Era.
Și pe ocotar că atunci când cât era? 5 lei era. 5 lei? 5 lei. Nu, no, trăiește. Și câte vindeați într-o săptămână? Păi lucram, păcem, două săptămâni, lucram la două săptămâni, iar mereu, mereu pe jos, vinem pe jos, nu era tren, nu era autobuz, nu era nimic, nu umbla mașini, că am ubaie de mine. Era gol? Păi cum, și am o mașină, să umble câte ori umbla eu, una nu mă sui pe mașini, vă spun de. Să nu-mi spuneți... Mai bine vin pe jos. Dar să nu-mi spuneți că nu umblați cu mașină. Nu, no. Nu. Și până în Bistrița mergeți pe jos? Am uiește taxi, că de la taxi nu te e. Nu te e, știi? Numai așa că dacă merem în Rusul Bârgăului, este tren la 10 în jos, este, apoi mergi cu trenul, plăcești, vii iară cu, este cu taxi, cu că este taxi, cam uiește. Dar de ce nu vă place mașina? Totuși e mai comodă. Dar pe taxi nu-i vor, dar în taxi nu te e cu lucru. A, că e mult. Nu. Scaunile ca sărăfane nu te e. Cursă, ai cursă, că era înainte, da. Cursă, vine până la pod, până iepuri, ne complexul ăsta de găini. Și era 3 lei, era cursa. Și mereu, cu cursa, nu, că te luam înapoi, le puneai, liniștit, vineai, mereu. Era, vine de oră în oră, vine și era mai altcum, nu, era. Da, mui, foarte greu, foarte greu, că pe aceea, eu taxi cu din... Vine la 8, vine la 7, la 6 dimineața, dar nu te e cu asta. Și în livez, dacă mă duc așa în livez, în sat, că mai șer femeile, potești de eu în spate și mai ieși și mă duc. Că zic că tu luai la veche, dar cum poți veni dumneata la 65 de ani? Dar pe ce să fac? Nu, spune-mi ce să fac. E așa cu din pe de luni. Vă țineți foarte bine la 65 de ani. Mamă, de nou, băieți. Sunteți bolnavă cu ceva? Aveți ceva probleme? Păi mai am, e reuma, nu mi-o e numai popa, cu inima și așa, ca să lucri când îți trebuie. Și ești singur. Întotdeauna ați lucrat. Orice că de apă, dacă n-arești niciodată, trebuie să te scurci cum poți să mi-ți o iei. Că nu ai, nu, nu pot, nu. Ați fost o femeie harnică, întotdeauna ați lucrat. Zic de câte ori că te bătrânul eu zic, că el are 70 de ani. Zic de câte o doamne, mă, eu nicor, nu tot singur om trăi la oaltă. Noi doi și Dumnezeu. Când ne-a luat unul, îmi trăi unul. Pentru unul de... Uai! Ar dori la tătă lume, că am 49 de ani de când cu el. Dar la tătă mi-ar dori viața și traiul meu, să știi. La noi n-a fost în casă scârbă să stea băieți în gura mea, urânta lui, să fie soare Dumnezeu. Și nu-i de la noi, din Leșu. De pe somnă, dar la noi în casă nu pot înțelegere la noi. V-ați înțeles? Eu dacă am v-ați făcut, potrivit. Ori am câștigat 100, ori două pe cotârși, măi, eu nici atât am făcut, nu ce pășim. Nu, măi, pășim ăsta fel, pășim ăsta fel. Când vine cu cineva, cu ceva de vândut, de cumpărat, măi, dacă ne vine bine, le luăm, dacă nu, nu. Că vezi tu, măi, că până eu pensie, ori până lucruri și până mai mie, trebuie. Dumneavoastră, că nu aveți pensie deloc? Nu, nu. N-ați fost angajat, ați avut numai grijă de copii? Nu, mă, cu băieți acasă, aici, și-am acasă, lucrat și atât. Bănuiesc că pentru asta nici nu v-ați angajat, să aveți grijă da, de copii. Da, îmbănuiesc, să știi că îmbănuiesc mult. Au ieșit din mâna ei mii de cotărci, mături și coșuri. Dar nu înseamnă că i-a și plăcut, absolut deloc. Însă ce să facă, dacă asta a învățat de la mama ei? Și ca de obicei, istoria s-a repetat și cu copiii ei. Petuzia a învățat să lucreze cu lemnul. Însă numai una din fiice continuă tradiția alături de ea. Tot așa, din nevoie. Avramina are și a doi copii, însă pe niciunul nu vrea să-i învețe. Este o meserie prea grea și nu are de gând, ca și copiii ei, să trudească la fel ca bunica sau mama lor. Treaba lor este învățatul, singura șansă pentru a ieși dintre lemnele astea.